Colegiul Ștefano Dobleja a început protestul. Din nou, elevii sunt nemulțumiți de faptul că nu au o sală de clasă stabilă și ora de curs are 40 de minute. Împreună cu părinții sunt în curtea școlii, au venit și părinții. Și așa își manifestă ei nemulțumirea. Da, sunt foarte mulți. Orele de curs s-au întrerupt. Domnii profesori sunt împreună cu clasele lor afară, pentru că aceasta a fost dorința părinților și a elevilor și domnii profesori îi supraveghează. Îi supraveghează să nu se întâmple nimic care să implice vreun pericol pentru acești copii. Oricum, iată, avem și doi polițiști alături de noi. Copiii se strâng. De dimineață, de la ora 8, a început acest protest.